doamna director m-a dat în judecată din ambiție personală, încercând să-și verse frustrările, și a pierdut acel proces. Pentru că nu a avut nicio calitate de reprezentant. Nu o spun eu. O spune instanța. Deci, doamna director, ați făcut un abuz în serviciu. Pentru că dumneavoastră, din ambiție personală, ați fi dat, în primul rând, Consiliul de Administrație. Căruia trebuia să cereți acest drept. Iar astăzi, încercăm să îi dăm un avânt doamnei director, ca oricând, printr-o modificare acestui act și cu puterea de a reprezenta juridic APT-ul, fără vreun mandat din partea CEA-ului, oricând dumneai dorește acest lucru. Și a mai avut, doamna director, și alte procese pe care le-a intentat și le-a pierdut. Cine plătește aceste cheltuieli de judecată? Cine se face vinovat pentru demersurile doamnei director? Cine îmi plătește mie cheltuielile de judecată? APT-ul? Eu vreau, doamna director, nu vreau să primesc bani, să primesc descăgubire pentru cheltuielile judecată din banii cetățenilor, pentru că un director a făcut abuz în serviciu, neavând calitatea de reprezentant să dea în judecată, încercând să-și verse toate frustrările pe toate persoanele care nu sunt de acord cu dumneavoastră. Doamna director, să știți că sunteți într-o societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat, adică Consiliul Local. Dumneavoastră trebuie să vă supuneți unor reguli și unui act constitutiv. Nici de cum să vă considerați pe moșia proprie, să faceți ce doriți, cum doriți, nerespectând legile statului. Așa că vă rog frumos, domnule primar, am un amendament, aș dori să nu se modifice actul constitutiv cu acel paragraf unde spunea că în atribuțiile directorului intră și reprezentarea juridică, ci să fie tot cu mandat din partea CEA-ului, pentru că doamna director, de fiecare dată când a dat în judecată din voința proprie, fără a duce la cunoștință CEA-ului, a pierdut. Vă mulțumesc!